Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou la stupină. Să zic așa, o vreme ploioasă. Albina pe aici colo iese câte ceva. Acum încearcă să-și mai dea drumul. Uitați care este aspectul de la rampa de zbor. Deci Albina începe să miște, să zic așa. Asta care vine așa și cade direct, fie că aduce apă, fie că mai se duce, mai găsește ceva nectar și vedeți, aleargă destul de bine. Așa și la rampa asta la altă. Da? Deci acum își dau drumul. Să vedem și un pic cu lucru în aer, mai puțin să descoperiți voi. Da, încerc să vă fac un filmuleț scurt, foarte scurt, cu ceea ce înseamnă, de fapt, plecând la o întrebare pe care un domn mi-a adresat-o în dimineața asta, și anume mi-a spus așa, cum de-a găsit Albina forma asta geometrică de hexagon? De ce? De ce ea n-a încercat să facă altă formă geometrică? De ce e forma hexagonală? Răspunsul este simplu. Nu există nimic în natură mai performant ca recipient, să zic așa, decât cu material minim, adică cu consum de ceară minim, să construiești recipientul de capacitate cea mai mare. Nu există nimic. Și ca să vă spun cam cum începe ea, nu știu dacă apicultorii au avut răbdare așa să prezinte cineva. Nu, nici eu nu m-am gândit să vă arăt acest lucru, dar întrebarea prietenului meu a fost una care m-a determinat să încerc să viu cu explicații concrete pentru mai mulți apicultori. Deci, dragilor, Albina începe lucrarea. Noi punem acest, să spunem, hrănitor sau ramă clăditoare, puteți că are rol dublu. Și de hrănitor și de ramă clăditoare. Deci o punem undeva așa, o punem undeva acolo în spate, în locul acela special de care v-am tot vorbit la Biostup, în spatele rampei de zbor. Și dacă este și uitați-vă ce minune se întâmplă. Ea își începe activitatea, nu, un grup de albinuțe se prind în lanț și încep să secrete ceară. Ușor împing, cum ați văzut la paianjen, da? Deci secretă și în contact cu aerul se întărește, da? Secreția aceea. Și ceara aceea naturală, 100%, deci asta nu discutăm. Vă rog să urmăriți că prima celulă pe care a secretat-o este aceea din centru. De acum în stânga și în dreapta, deci în stânga și în dreapta, sunt construite celule care sunt în creștere. Două în partea stângă, cum privesc eu, și două în partea dreaptă. Pe măsură ce făgurielul crește, deci albinuțile întăresc celula aceea din, cu un pic de propolis, celula aceea de pornire, și așa se întâmplă pe măsură ce va fi secreție. Ia uitați-vă, prima celulă, vă spuneam mai devreme, prima celulă crescută, hai să văd dacă se prinde aici, să prind așa, să încerc să vă arăt în felul următor. Deci prima celulă, v-am spus mai devreme, este aceasta. Da? Este prima celulă. Prima celulă construită. Da? Și de acum va începe în stânga și în dreapta. Este spectaculos. Dragilor, ce este minunat, că acest grup de albinuții care cresc începând cu această celulă, cele care au crescut în partea asta altă, alt grup care au început să crească aici, uitați-vă, alt grup care a început să crească aici, un grup, nu? Uitați, celula principală și pe stânga-dreapta câte două și jos altele două. Latura fiecărui hexagon presupune, nu? Și latura la vecina sa.
Deci așa se lucrează. La fel a fost aici, prima celulă, și după care stânga și dreapta, două și două. Și se duce ușor, ușor în lucru. La fel se întâmplă și peste tot, fiecare făgurel de acesta mic pornit, dar spectacolul mare este așa, că atunci când vor încheia, spațiul acesta, deci când vor încheia albinuțile, va fi perfect făgurelul. Nu va fi o celulă stricată. Deci, atenție multă, nu există vreo celulă pierdută. Deci, la încheierea făgurelor mici de o stânga și dreapta, perfecțiunea este așa de mare. Deci, observați cum merg, cu cât se lasă în jos, ea pe margine așa crește. Tot crește, tot crește, tot crește. Și în partea asta altă crește și când încheie aici, când încheie aici făgurelul, va fi perfect cu o celulă, dar așa fel aranjat încât nu există, deci nu există vreo celulă, să spunem, pierdută. Adică nicio, cea mai mică cantitate de ceară pierdută în această construcție magnifică. Nu există nimic în lume atât de perfect. Cum or fi făcut ele împărțirea? Deci cum își împart distanța toată, de la un cap la celălalt, acest făgurel, de încep cu construcția primei celule și se tot duc așa. Deci este vorba de, parcă au dat cu pasul, să zic așa, toată lungimea aceasta și fiecare s-a aranjat în poziția aceea încât ideală poziție, numai de Dumnezeu știută, încât și încep construcția, prima albinuță care se așează acolo și de ea se prind celelalte și începe secreția. Deci, cum se poziționează prima albinuță? Care este secretul? Cine poate să deslușească acest lucru? Nimeni, numai Dumnezeu știe. Performanță maximă, maximă. Cum arată făgurelul acesta? La sfârșit, făgurelul va fi un tot. Da? Uitați-vă, grupul de albinuți care a pornit de acolo, alt grup care a pornit de acolo, încheie, dragilor, încheie extraordinar. Acea găurice va fi încheiată în ultima instanță. Dar uitați-vă, priviți cu grijă, cu atenție, nu există o celulă care să însemne un rateu. Da? Nimic. Totul este perfect. La fel și în partea asta. Deci totul este, nu, o perfecțiune numai de bunul Dumnezeu rânduită. Doar mă minunez atâta tot și cred și voi. Vă spuneam, prima celulă acolo construită, pe urmă, cu cât s-a înaintat, acolo atenție, dragilor, se propolizează ca legătura să fie foarte trainică. Pentru că în clipa în care în făgurel se va pune mierei, ei bine, greutatea, ca să nu se rupă, atenție, ca să se rupă, e tot îngroașă primele celule de sus la legătură cu propolis. Deci, și cu cât e mai greu fagurile, cu atât cât mai multe celule în jos vor fi. Deci, cum să spun, sunt ingineri constructori de un rafinament greu de... Dacă omul ar atinge perfecțiunea aceasta și ar putea executa așa ceva, cum să spun, nu, ne-am minunat cu toții, dar nu este dat omului să facă așa ceva. Nu poate atinge așa perfecțiune. Așadar, rămâne să ne minunăm, rămâne să înțelegem că Dumnezeu, Creatorul, a făcut toate aceste lucruri la care noi, să spunem, doar avem acces cu privirea. Dar cum această gâză știe ea să împartă? Acestea sunt celule mai mari, dragilor. Da? Sunt celule mai mari. De ce? Pentru că a fost făgurelul ăsta făcut în perioada în care aș propuseseră să crească celule pentru masculi. Da? Iar în cazul în care a dat de un cules, veți vedea că celulele sunt un pic oblice pentru ca să poată pune mieri. Dacă nu e un cules puternic, imediat face făgurelul acela cu miere. Nu pot decât să mă minunez încă o dată și să vă spun că așa ceva nu putem noi înțelege. Deci, da? Dar noi ne folosim. Sigur, nu știm să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile acestea.
Iată, celulele de aici, dragilor, sunt de albinuțe. Acum le construiesc și fiindcă a trecut perioada, să spunem, de creșterea masculilor, albinuțele nu mai au nicio treabă. Acum, cu creșterea masculilor, suntem la sfârșitul lui iulie, începutul lui august, începe anul apicol, nu? De la 1 august creștem albina pentru iernat, pentru anul apicol următor. De cantitatea de albină depinde anul apicol următor, depinde, deci apicultorii știu ce. Acum începe toată povestea asta cu creșterea albinei pentru a intra cu cât mai multă albină la iernat. Să prelungim ovatul mărcii. Și acum ce a gândit albinuța? Nu mă mai interesează masculii. Aici va trebui să construiesc, ea nu face risipă. Nu, nicio celulă nu secretă, pentru că transformarea în obținerea cerii presupune consum de miere. Ea nu își permite luxul de a irosi ceva. Nici un gram de miere nu le irosește. Și atunci ea a înțeles acum că nu mai are nicio treabă cu mascul și acum a construit și celule pentru de albinuță, încât matca care vine aici, știți bine, va putea depune, atinge, nu? Perișorii de abdomen ating pereții celulei, spermatica se declanșează și atunci numai ouă fecundate vor fi în celulele acestea. Nu? Sunt, fără discuții, sesizația deosebire între celulele acestea și celulele pe care le avem, dragilor, aici. Sunt celule diferite, mult mai mari sunt acestea, adică exact ca pentru trântori, și altele sunt celulele de albinuțe, mai mici. Am făcut acest lucru pentru că, încercând să explic prietenului meu așa ceva, am spus că sunt mult mai convingător dacă fac un filmuleț și îl va vedea, cu ocazia asta va avea răspunsul perfect. Și nu numai el, și foarte mulți. Acest filmuleț te-aș ruga, Cristi, să-l pui pe internet, îl termin foarte repede, pentru că merită ca o curiozitate maximă pus pe Facebook, cum știi tu acolo, încât să multă lume să aibă această șansă de a vedea filmulețul și să aibă răspunsul așa la întrebarea aceea cum prietenul meu o avea, și răspunsul, oricât am încercat eu să-l dau, dar acum cred că am găsit soluția cea mai bună. La revedere, dragilor, pe curând!